Joi, la Muzeul de Istorie Paul Păltânea a avut loc un dublu eveniment, vernisarea a două expoziții dedicate epocii comuniste. Muzeografii Mihaela Damian și Costel Ilie, împreună cu documentaristul Adrian Zăinescu, au strâns emblemele epocii de aur pentru a le face cunoscute gălățenilor. Expoziția și-a propus să stârnească amintiri printre cei mai vârstnici și curiozitatea celor mai tineri. Astfel, incursiunea în cotidianul comunist dezvăluie Galațiul dinainte de 1989. Adrian Zăinescu, colegul nostru de la Muzeul de Istorie și președinte al Asociației pentru Renașterea Galațiului, care este și partener al expoziției noastre, m-a înștiințat despre existența în un depozit al primăriei a bustului lui Dej. L-am primit prin transfer și din momentul acela am început să căutăm în depozitele Muzeului de Istorie și de la persoane particulare, obiecte care au făcut deliciul unora, tristețea altora, pentru a fi expuse astăzi aici în muzeul nostru. Expoziția organizată de muzeograful Costel Ilie, Decorații românești din epoca comunistă, reflectă sistemul de recompense specific societăților de tip sovietic din a doua jumătate a secolului al XX-lea. Sunt prezente în expunere cele mai înalte distincții din ierarhia ordinelor și medaliilor socialiste, cât și însemnele minore acordate fruntașilor în întrecerea socialistă sau pionierilor și tineretului comunist. Am încercat să expun sistemul de decorații existent în perioada Republicii Populare și Republicii Socialiste României. Evoluția comunismului în țara noastră se reflectă și în acest sistem de decorații, care la început a copiat în întregime sistemul sovietic de decorații cu un titlu de erou al muncii socialiste, cu victoria socialismului, deci acestea erau distincții, vorbele cele mai importante în acea perioadă, Steaua Republicii care înlocuiește Steaua României din timpul lui Carol, Steaua Republicii Populare Române, după aceea Steaua Republicii Socialiste. Muzeul Gălățean deține peste 1000 de bunuri medalistice, care se constituie într-o atractivă colecție ce poate fi admirată de publicul gălățean.